Te întreb de ce ai avut un an prost? Poate ți se trage de la ceva greșit ce ai făcut în noaptea de Revelion. În acest film voi vorbi exact despre asta. Noaptea care face trecerea dintre ani are o însemnătate aparte. Este noaptea în care ne amintim de toate momentele bune și mai puțin bune din anul ce se încheie. Dar cel mai important este noaptea în care ne facem planuri și rezoluții pentru noul an. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să găsească legături între lucrurile pe care le făceau noaptea de Revelion și felul în care le mergea în noul an. Aceste superstiții s-au transmis apoi de la generație la generație, chiar dacă unele s-au pierdut. În acest clip o să adun o listă cu lucrurile pe care nu trebuie să le faci pentru a nu atrage ghinionul asupra ta în noul an. Se spune că noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plânge. Tradiția spune că cei care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. În multe țări din lume, printre care și în România, oamenii nu împrumută bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare în prima zi din an. De asemenea, nu se plătesc datorii sau taxe, nu se oferă daruri și nu se duce gunoiul, deoarece acestea sunt considerate semne de sărăcie în anul ce abia începe. Cine este manierat și politicos de anul nou, așa va fi tot timpul. De aceea se spune că noaptea de Revelion trebuie evitate discuțiile în contradictoriu, precum și povestirile despre morți sau fantome. Se spune că acestea ar atrage ghinionul. De asemenea, se spune că nu este bine ca noul an să te prindă cu paharele, farfurile și buzunarele goale. Motivul? Toate acestea sunt semne ale unui an sărac. De aceea e bine ca la miezul nopții pe masă să fie pahare și farfurii, iar fiecare membru al familiei să aibă bani asupra sa. Tot de veselă se leagă un alt semn de rău augur pentru anul ce vine. Se spune că dacă speli vasele în prima zi a anului, cineva drag va muri. Mai zeloși, unii nu spală nici părul pentru ianuarie. Se mai spune că în ultima zi din an și în prima zi din cel nou, nu este bine să facem cheltuieli sau să aruncăm ceva din casă, nici măcar gunoiul. Pentru că odată cu el, dăm afară și norocul. Aduce ghinion dacă se agață calendarul pe perete înainte ca anul nou să înceapă, ori dacă se întoarce fila înainte ca ziua sau luna să se încheie. Despre copiii născuți pe 1 ianuarie, se spune că vor avea noroc toată viața. Pe 1 ianuarie, tradiția spune că prima persoană care îți intră în casă trebuie să fie un bărbat, ca să te bucuri de protecție și noroc în anul care tocmai a început. La cumpăna dintre ani, se obișnuiește să se lase toate ușile și ferestrele deschise, pentru ca anul vechi să plece și să facă loc celui nou. Toate că puțini agrează această idee, se spune că aceia care lucrează în prima zi a noului an au mai multe șanse de a avansa în carieră în perioada următoare. În schimb, dacă demarați un proiect de amploare în acea zi, acest lucru este considerat în mod paradoxal curat ghinion. Pentru a nu avea datorii în anul ce vine, încercați să le plătiți pe toate până la miezul nopții. Sub vâsc sau nu, sărutul este obligatoriu noaptea de Revelion, dacă doriți să aveți parte de afecțiune în anul ce vine. Altfel, veți avea un an cu puține satisfacții sentimentale. Se mai spune că în prima zi a anului nu este bine să ieși din casă decât după ce ai primit un musafir. Acesta nu trebuie însă să fie blond sau roșcat, să aibă platfus sau strabism și nici sprâncenele împreunate, pe motiv că aduce ghinion. Dansul la miezul nopții în aer liber, în special cel în jurul unui copac, aduce sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Este bine ca fetele care doresc să se mărite în noul an să vadă un bărbat la geamul dormitorului la cumpăna dintre ani. În ajun, fetele nemăritate trebuie să pună într-un vas cu apă, un fir de busuioc, o ramură de măr și un ban, noaptea visându-l pe cel cu care se vor căsători. În noaptea de anul nou, nimeni nu are voie să doarmă. Cel care cedează ispitei lui Moșene va fi somnoros tot anul. Se spune că trebuie să mănânci struguri sau stafide noaptea de anul nou ca să ai mulți bani în anul care vine, mai exact 12 boabe. Fiecare din cele 12 boabe de struguri consumate de Revelion semnifică prosperitatea în cele 12 luni ale anului care vor urma. Se crede că anul nou trebuie să te prindă cu haine noi pentru că în următoarele 365 de zile să primești cât mai multe cadouri. De asemenea, pentru un an norocos și plin de iubire, sunt de preferat hainele roșii, roșul fiind considerat culoarea veseliei și a dragostei. O practică păgână s-a menținut până astăzi, modalitatea de punere în aplicare fiind însă diferită.
Societățile arhaice credeau că spiritele malefice se tem de zgomote puternice și de lumină. Și de aceea noaptea dintre ani aprindeau focuri mari și făceau zgomot, pentru că în anul ce vine să fie feriți de rele. În zilele noastre, focurile și tobele au fost înlocuite cu artificii, petarde și pocnitori, care marchează trecerea într-un nou an fără ghinioane. Unii merg mai departe și țin în buzunar o căpățână de usturoi pentru ca spiritele rele să-i ocolească. De asemenea, și clopoței sunați cu putere la miezul nopții alungă spiritele rele. Tot în noaptea dintre ani se sparge dovleac, iar acesta va arăta dacă familia va fi sănătoasă și cu noroc la bani. Pe Valea Superioară a Prahovei există ritualul celor doi dovleci. Primul se pocnește după ce prima ceată de colindători vine la gospodărie și anume pe 23 decembrie, dovleacul fiind spart în spatele gospodăriei. Al doilea dovleac este pocnit de pragul casei sau în fața casei în primul ceas al anului nou. Este un ritual care ne duce cu gândul la ceremoniile romane. Dovleacul spart în fața casei arată că dacă se sparge în mai mult de 3 bucăți, va fi un an bun pentru familia respectivă. Dacă semințele se împrăștie, va fi un an bun cu bani. Dacă semințele nu se împrăștie, va fi un an prost financiar. Dacă este negrit în interior sau cu mucegai, boala va bântui în familie. În sudul Statelor Unite, se crede că un semn de noroc pentru tot anul este dacă în prima zi din ianuarie se consumă fasole cu bobul negru. Se mai spune că norocos va fi de 2 ori mai mult acela care gătește fasolea. În România, se spune că nu trebuie să lipsească peștele sau măcar icrele pe masa de anul nou pentru a te strecura la fel de ușor ca peștele în anul ce vine și pentru a avea noroc. Pe de altă parte, carnea de pasăr nu este deloc considerată aducătoare de noroc. Precum păsările de curte care scormonesc pământul pentru a-l împrăștia, tot astfel se crede că se împrăștie prosperitatea și binele din casa în care se servește carne de pasăre. Mai multe popoare ale lumii sunt atente la direcția vântului în dimineața anului nou. Dacă bate din sud, prevestește un an îmbelșugat și vreme bună, în timp ce vântul din nord este semn de vreme rea și an dificil. Vântul care bate din est prevestește calamități naturale, iar de la vest de semn că în anul ce vine va fi bogăție de lapte și pește, dar și decesul unei persoane publice importante. Dacă nu se simte adierea vântului, este semn de veselie și prosperitate pentru tot anul. Nu uita să-ți pui o dorință chiar la cumpăna dintre ani. Se spune că dorința pusă în noaptea dintre ani se împlinește, cu condiția să nu spui nimănui ce-ți dorești. Pentru că anul care vine să fie luminos, aprinde o lumânare sau candelă în seara de Revelion și lasă-o aprinsă până dimineața. Imediat ce a intrat în noul an, deschide larg pentru câteva minute toate ușile și ferestrele. Astfel, spiritele rele și tot ceea ce este negativ va fi alungat din casa ta, care va fi purificată. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să-i lași un like și abonează-te la canalul Tainele Universului, pentru că mai avem și alte materiale interesante.